Președintele rus Vladimir Putin a avut prima reacție în cazul crizei din Afganistan și astfel un prim mesaj pentru Statele Unite după victoria talibanilor. Putin a transmis că, citez, lecția Afganistanului este că propriile valori nu trebuie impuse altor țări. Am încheiat citatul. Vladimir Putin a ieșit la atac după retragerea trupelor americane din Afganistan și revenirea la puterea talibanilor. În opinia liderului de la Moscova, SUA nu avea ce să caute pe teritoriul asiatic de la bun început. De asemenea, americanii ar fi greșit că au început să-și impună ideologia într-un stat cu valori puternic contrastante, susține Putin. Liderul Rusiei a criticat pe americani în cadrul unei conferințe de presă organizate alături de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Au fost politici irresponsabile. Trebuie să renunțăm la voința de a construi în alte țări democrație după modele externe, fără a ține cont de particularitățile istorice, naționale și religioase, prin ignorarea totală a tradițiilor altor popoare. Cred că aceasta este lecția din Afganistan, a declarat Vladimir Putin, potrivit agenției France Press. De asemenea, Putin crede că toate statele trebuie să se solidarizeze pentru a nu permite proliferarea terorismului în restul lumii. Președintele Rus a punctat că este important să fie împiedicată infiltrarea teroriștilor în statele vecine, inclusiv a celor care se pretind a fi refugiați. Mesajul Rusiei cu privire la criza din Afganistan a fost acela că este nevoie de unirea eforturilor pentru a susține poporul afgan.